Ministrul Agriculturii Petre Daia va fi audiat mâine dimineață la 9:30 la Direcția Națională Anticorupție în calitate de martor în dosarul lui Adrian Chesnoiu, fostul ministru al Agriculturii, acuzat de abuz în serviciu. Este acuzat practic că a trucat niște concursuri de angajare. Este vorba despre 4 persoane. Una dintre aceste persoane ar fi fost pila lui Petre Daia. Este vorba despre domnul Corobea, Cosmin Corobea. Imediat vă dau mai multe informații despre domnul Corobea, care lucra inițial la ICCHIM, s-a înscris la concursul pentru ocuparea unui post de consilier clasa 1, grad profesional superior în cadrul compartimentului cercetare inovare, învățământ liceal și consultanță agricolă. Și bineînțeles că din acest motiv Petre Daia trebuie să dea acum niște explicații. Actualul ministru al Agriculturii a susținut că nici măcar nu a fost citat. Poate nu a ajuns la domnia sa această citație. Domnule Balanișcu, e o problemă pentru domnul Petre Daia. Chesnoi a plecat din funcție din același motiv, din motiv că e la DNA, da, un dosar deschis. Domnul Petre Daia are aceeași problemă, sigur, în cazul domniei sale vorbim despre o cercetare în calitate de martor. Da, pe această chestiune cred că am văzut cu toții și apreciem gestul făcut de ministrul Adrian Chesnoiu, un ministru foarte bun în partea de agricultură, și ne aducem aminte că reacția lui a fost imediată după apariția anunțului. A spus, eu sunt nevinovat, aștept ca să văd ancheta, dar între timp îmi dau demisia din poziția de ministru și asta. Un gest de onoare făcut, așa cum ar trebui să facă mulți politicieni, cum ar trebui să facă inclusiv liderii de la Iași. Mă refer la primarul municipiului Iași, care săptămâna trecută a mai fost trimis în judecată încă într-un dosar, și președintele tot PNL al Consiliului Județean Iași, care are și el încă vreo două dosare deschise. Și care, deschise, sunt, bine mersi și care sunt bine mersi și rămân pe funcție. Deci, din punctul ăsta de vedere, am văzut niște decizii rapide, decizii ce înseamnă, din punctul meu de vedere, ce arată responsabilitatea omului politic, și lăsăm ca actul de justiție să fie dus până la capăt și vom vedea la final. La PSD că domnul Daia e implicat în acest dosar, că l-ar fi presat pe domnul Chesnoiu să angajeze o pilă acolo? Dar să cunoștea, Petre Daia la partid? Ca să fie în cunoștință de cauză, să vedem numirea. Întâi să vedem aceste chestiuni, cum vor fi interpretate și cum vor fi soluționate de justiție. Nu ne permitem în această fază să facem judecăți noi, să spunem că se știa că a făcut sau că nu a făcut. Dar e un semn de întrebare. Să vedem din punctul acesta de vedere. Eu știu, în schimb, că domnul Daia este unul dintre cei mai buni membri ai Partidului Social Democrat pe zona de agricultură și vedem măsurile concrete și rapide pe care nu mai le-a. Lăudați atât, pentru că a avut posibilitatea mandatelor precedente să lucreze în direcția irigației. Și a lucrat și a dat drumul inclusiv a dat drumul la parte din sistemul de irigații, și să nu uităm că după la ce a ieșit la domnul după ce a ieșit de la Partidul Social Democrat de la guvernare, toată componenta aceasta de irigație a fost lăsată de izbeliște. Mai mult decât atât, în PNR avem 0 euro negociați de PNL și de USR pentru partea de irigație, și uitați că astăzi l-avem din nou ministru pe domnul Daia, și din punctul acesta de vedere deja avem canalul de irigații Bărăganului, vreo 23 de kilometri acolo de sistem de irigație, care au fost contractați. Câți kilometri de făcut până când să fie gata? Nu spune nimeni că mai avem foarte mult. E un semn de întrebare? Facem pași concreți de toată țara o avem de făcut. Ideea e alta. Pe astfel de dosar trebuie să încoloneze, să ducă în pas alergător spre pușcărie toți oamenii care sunt în funcție de decizie. Ce s-a întâmplat? Școală în cadrul, în Ministerul Agriculturii, spune că toți în cazul de decizie de astăzi. V-am lăsat să lăudați un pic pe Daia, l-ați lăudat și pe Chesnoiu, încă nu sunt hotărât care dintre ei sunt mai bun după ce m-am auzit. Deci, situații de astea, să nu mai fim ipocriți, se întâmplă în fiecare instituție publică. Până pe 1 iulie a fost festival, că s-a anunțat că după 1 iulie nu se mai angajează la stat, a fost festivalul angajărilor, au fost concursuri peste concursuri, s-a scurtat termenul de concurs. Se întâmplă lucrurile astea. Și de ce a picat Chesnoiu? Chesnoiu a picat pentru că, din nou, organele de anchetă se implică în lupta pentru putere. În cazul de față, lupta pentru putere din interiorul PSD-ului, Paul Stănescu de o parte, Ciolacu și Firea de cealaltă parte. Și acolo sunt niște frecuși, au fost tot felul de războaie și informaționale și a apărut această situație. Surprinzător, se pare că deci ei între ei s-au dat la DNA? Între ei taberele astea? Exact care cum s-au dat la DNA, a apărut dosarul în mod surprinzător, exact într-un moment în care această luptă trecea la un alt nivel.
Dar încă o dată repet, astfel de lucruri se întâmplă peste tot. Dragnea s-a dus la pușcărie pentru așa ceva. Sunt dosare, cum e cel cu Apele Române. Dacă s-ar lua la mână orice instituție, ai vedea faptul că după alegeri au loc o forfotă la resursele umane, au loc concursuri peste concursuri cu dedicație de râs în tot dosarul ăsta. Asta este că unul dintre cei patru favorizați, ca să vă dați seama și de calitatea activului, nici n-a promovat, deci n-a reușit toate subiectele și n-a reușit să treacă examenul. Acum, la Daia, în esență, e declarația de pe interceptări a lui Chieznoiu, care spune, mă presează Nea Petrică să îi angajez pe unul sau ce spune el acolo. Nu există alte probe directe care să lege de poate de sunt, situație. Nu știm noi, noi discutăm dar exact, doar ce aici și mai apare. Public. Domnule Pufu, e o vulnerabilitate în guvern, povestea asta cu Petre Daia și cu ce s-a întâmplat și cu domnul Chieznoiu? Nu știu, nu cred că e o vulnerabilitate. La ora actuală e o problemă strictă a PSD, n-aș vrea să comentez mai mult pe acest subiect, dar aș vrea să-i spun colegului jurnalist că nu se întâmplă așa peste tot. Dar vedeți că are și PNL-ul problema de la Apele Române. Asta din memorie, da, da. Pot să vă spun așa. Dacă vreți, pot să mă mai documentez. Iar acolo unde există, ca să termin, să închei, acolo unde există suspiciuni, vedeți că organele de anchetă își fac treaba și mai departe justiția vom vedea ce va decide. Adică eu să arunc o anatemă asupra cuiva la ora actuală, nu voi face asta, dar nici nu pot să spun că se întâmplă peste tot, pentru că nu este adevărat. Ați avut și dumneavoastră problema cu manicuristele de pe la Transelectrica, de pe la Smart, adică dacă ne aducem aminte, vedeți că intrăm pe un teren care nu vă convine. Da. Dacă spuneți că în tot spectrul politic, sunt de acord. Păi tot spectrul politic a avut și USR-ul problema acolo cu Briceagu, de vreau să-l pună în Consiliul de Administrație la spital, adică nu, eu n-am făcut o distinție de asta, dar în tot spectrul politic este această problemă. Pentru că există portițe, Mihaibelu. Viața ne-a demonstrat că au existat cazuri în toate partidele. Absolut. Dar pentru că asta nu înseamnă că, așa cum ați afirmat dumneavoastră, că toți cei care sunt în factor decizia trebuie să încoloneze spre pușcării. Da, se întâmplă asta, Mihai Belu, pentru că există portițe, pentru că nu există un sistem pus la punct, cum este la accesul în Parlamentul European, cu sisteme beton, da? Acolo nu ai ce să faci, ori înveți carte, ori nu intri. Să zic că ăștia 50 i-am pus eu pe funcție, că am câștigat alegerile și mi-asum politic, îi decontez politic, nu mai stăm cu vrăjeală, concurs, dosar, interviu, ia subiectul, dă subiectul, nu! Ăștia sunt funcționarii pe care eu mi-asum politic. Eu sunt ministru, sunt numit politic, îmi asum echipa mea politică, eu cu ăștia vin, dacă vin cu ei proști, publicul vede și mă sancționează la vot, adică să nu mai stăm în zona asta de ipocrizie în care să zicem, hai să facem niște simulacri de concursuri, hai să-i angajăm punii de la partid și ei să facă semnături pentru candidatură, cum a făcut Dragnea la DGASPC, hai să angajăm pe vărul, pe vicepreședintele, pe membru din biroul permanent, pentru că asta e situația și orice de la chestia asta este ipocrizie, să ne asumăm faptul că la America se face Excel în funcție de fundraising. În momentul în care se schimbă echipa administrativă. Pe față, sunt transparent. Sunt foarte de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Eu, unul, sunt suporterul contractelor de mandat, despre care se discută la ora actuală și în cercurile noastre politice, astfel încât să ne poată absolvi de o anumită răspundere și responsabilitate. De ce? Pentru că în momentul în care s-a schimbat guvernul, cu prefectul care la ora actuală este politic, pentru că am îndreptat și această lege. Nu uitați că în urmă cu 2 ani nici prefectul nu era politic și trăiam într-o ipocrizie totală. Și atunci și șefii de deconcentrate ar trebui să fie la fel cu contracte de mandat, care să pună în practică politicile publice guvernamentale, pentru că despre asta discutăm, pentru că în momentul în care câștigi alegerile, câștigi pe un program, un proiect politic. Și nu ai cum, la ora actuală, din cauza birocrației, să îl implementezi. Este foarte complicat. Și atunci, din cauza aceasta, se întâmplă accidentele astea. Și nu știu cât de mare este gradul de vinovăție al fiecăruia. Asta va urma să stabilească justiția, pe bună dreptate.
Dar vă spun că lucrurile așa ar trebui să funcționeze, pentru că așa este democratic și, după cum bine ați precizat, și în Statele Unite și mai sunt și alte țări, la fel, se câștigă pe un proiect politic care poate fi implementat ulterior. Bun, o să vedem ce o să se întâmple mâine, dacă va face ceva declarații domnul Petre Daia, dacă se va schimba încadrarea în dosarul domniei sale. Deocamdată este citat în calitate de martor în acest dosar al lui Chesnoiu. Există o suspiciune că unul dintre cei trei angajați la Ministerul Agriculturii era pila lui Nea Petrică, exact așa apare în stenograme. Mergem mai departe. Extrădarea în România lui Sorin Oprescu a fost respinsă de judecătorii greci. O informație foarte proaspătă de astăzi. Cei de la G4 Media spun că au primit confirmarea de la surse judiciare. O decizie luată de Curtea de Apel din Atena. Așadar, Sorin Oprescu rămâne în Grecia. El fugise în această țară după ce a primit în România 10 ani și 8 luni de închisoare printr-o sentință definitivă într-un dosar tot așa de corupție. E interesantă această decizie. De ce, Mihai Belu, de ce nu vrea Grecia, de pildă, să extradeze cazurile acestea? E greu să te duci într-o țară străină, fie că e Grecia, fie că e Anglia, să explici că tu, stat european, ai avut un proces care a durat 10 ani și care mai are și niște hibe și niște lacune și vrei să extradezi un cetățean într-un sistem penitenciar care e gata să cedeze. Am avut nenumărate exemple și la Oprescu, și la Popovici, și în foarte, foarte multe zone de genul ăsta. Am avut exemplu cel mai grăitor, ca să nu dăm o conotație politică, în cazul Țăndărei, unde un grup criminal organizat a fost prins de poliția română și poliția engleză. Polițiștii englezi au ajuns la pensie până s-a judecat dosarul în România. Deci în Anglia s-a terminat, tot i-au condamnat, s-au făcut condamnările, s-au eliberat. În România au ajunseseră polițiștii ăia de la Scotland Yard, ieșiseră la pensie și ei nu ies ca ai noștri la 22 de ani jumate imediat după încadrare. Deci ei au ieșit la pensie, la noi s-a terminat procesul, s-a terminat și ei au fost achitați. E greu să spui că ai o justiție credibilă. E greu să te duci să spui, pentru că omul ăla se duce acolo, oricare ar fi el, că e Oprescu sau că e unul care n-are o implicare politică, să duce și spune, domnule, urmează să mă extrădați într-un stat în care în celula de penitenciar stau 40 de oameni în 10 metri pătrați. Și n-ai cum să negi chestia asta. N-ai aer condiționat în pușcărie, n-ai, ai niște condiții execrabile, mor oameni acolo. Și atunci justiția de acolo stă și se uită și îl vede pe Oprescu, fost primar, sau îl vede pe Popovici, om de afaceri, la vine cu avocați și îi înclină să-i candea dreptate. La fel ca și în cazul administrației publice. Noi am copiat modelul francez de justiție, care este caracterizat exact de niște chestiuni, de niște termene foarte lungi. Pe lângă faptul că sistemul era greu, că noi l-am copiat, sistemul francez ăla care până în 1980 trimitea oameni în Guiana, prin lagăr. L-am copiat pe ăla care nu era cel mai performant sistem de justiție și l-am aplicat cum știm noi. Că de asta eu mă irit un pic când aud că foarte multe chestiuni prin lege să trimiți spre justiție. Că aia oricum este înfundată justiția, este aglomerată, sufocată. Și durează procesele 7-8 ani, de nici nu mai ții minte ce s-a întâmplat. Gândește-te la cazul de la Caracal. Că ne-a rupt cămașa de pe noi și dacă în momentul ăsta suntem patru oameni în momentul ăsta în emisiunea asta, nu știu dacă vreunul din noi știe cu exactitate, spune că e stadiul procesului în momentul ăsta. Că am uitat că s-a dus. De unde am plecat și unde am pornit. În sistemele anglosaxone foarte rapid. Și atunci, da, într-adevăr, Grecia este o țară care va fi căutată în viitor de oamenii condamnați. Ca și Italia, la fel cum și Anglia, la fel cum și Danemarca. Probabil că va fi mai bună Grecia, că noi parcă am vrea un pic să fie vremea mai frumoasă. Bun, și ce ar fi de făcut în această privință, domnule senator Pufu? Ce ar fi de făcut? Ar trebui să umblăm puțin la condițiile din penitenciare? Asta e o discuție veche, dar bănuiesc că nu e așa de o mare investiție. Poate am putea chiar prin acest PNRR sau, nu știu, din fonduri naționale să reușim să recondiționăm o parte din penitenciare sau să facem niște demersuri mai degrabă la nivel de diplomație, astfel încât să convingem aceste țări, Italia, Grecia, cele care se opun extrădărilor, să trimită totuși acești oameni cu condamnări definitive, în cazul lui Sorin Oprescu vorbim de 10 ani, să-și execute pedeapsa aici unde se presupune că s-au făcut niște infracțiuni. Bun, aici nu știu exact motivul pentru care justiția din Grecia a luat această decizie,
Dar vă spun că în ceea ce privește investițiile în penitenciare, în primul rând trebuie lucrat la percepția publică, pentru că dacă mai ales în contextul în care ne aflăm, anunțăm că avem investiții foarte mari în zona penitenciarilor și în ridicarea standardului de, nici nu pot să spun dacă de viață neapărat acolo, eu nu cred că va fi foarte bine primită, pentru că, din câte vedeți, nu știu, sau cel puțin constat eu, condamnările se fac înainte de a, de a fi, de a confirma și justiția pe anumite cazuri și atunci, în situația aceasta, nu cred că ar fi, sau poate că, nu știu, să fac niște studii de oportunitate. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, în ceea ce a zis domnul Belu, noi am preluat din sistemul de administrație, într-adevăr, francez, dar am făcut niște compilații cam din toate. Să știți sistemele. Am luat și de la italien ceva, am luat și de la englez câte ceva și am luat de, cam de peste tot din Europa. M-am mai adaptat și din Statele Unite și din cauza asta este o birocrație atât de, de stufoasă și care de multe ori împiedică să duci un proiect până la capăt. Să știți că pentru orice cazuistică în parte, pentru punctual, se găsesc articole în lege care îngrădește sau care sancționează sau care, cum să zic, promovează. Nu e niciun fel de problemă. Ideea este că ai trecut de unul și mai departe, la trei pagini mai încolo, găsești altele care îngrădesc. Din cauza asta, multe lucruri se potignesc și se împotmolesc în sistemul, în sistemul de stat. Da, domnule Balanici, cum mai sunt multe de făcut, bineînțeles, în justiție, că tot discutăm de cazuri concrete, de dosare care trenează, de decizii din acestea tâmpite, care se bat cap în cap în diverse faze ale procesului, dar totuși atunci când intervine o decizie definitivă, teoretic ar trebui ca oamenii ăștia să-și execute pedepsele aici, pentru că atunci când au comis infracțiunile, știau condițiile din penitenciar și bănuiesc că și le-au cam asumat riscul. Eu nu sunt neapărat de acord cu o parte din ceea ce a spus domnul Belu. Și vă spun și de ce. Atâta timp cât noi nu cunoaștem motivația instanței din Grecia pentru care a refuzat extrădarea, este prematur sau este ușor deplasat. Dar putem să bănuim care legătură să argumentăm că Oprescu n-a fost extradat din Grecia pentru că condițiile din penitenciare sunt cum sunt, pentru că a durat mult procesul, pentru că Haideți să vedem întâi care este motivarea instanței din Grecia de respingere a extradării și după aceea putem să discutăm punctual. Da. Din punctul celălalt de vedere, așa este. În penitenciarele din România știm că avem foarte multe situații în care condițiile sunt sub o limită de a decenței. Așa este. Și asta, mai ales acum. Uitându-mă între un spital și un penitenciar, mă interesează mai degrabă ca prioritizare în momentul acesta să văd ce pot face în spital. Pentru că lucrurile sunt incomparabile din punctul acesta de vedere. După ce terminăm cu spitalele și celelalte chestiuni, dar haideți să ne uităm și la penitenciare. Dar avem astăzi o situație economică dificilă. Trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la oamenii care au venit urmici, pentru că ei sunt cei mai afectați de aceste chestiuni. După aceea, haideți să ne uităm la sistemul de sănătate, haideți să ne uităm la sistemul de educație, haideți să ne uităm la sistemul de apărare, pentru că abia acum, când avem un conflict la graniță, începe să devină de interes pe masa discuțiilor în spațiu public ce investim în partea de sistem de apărare. Că dacă discutam această chestiune acum 2 ani, domnule Balanișcu, trebuia să ne uităm mai de mult la toate aceste sectoare. Le-am lăsat așa, am mers pe tot felul de scheme din acestea păguboase pentru stat și iată că ne-am trezit cu toate. Sunt de acord cu principiul pe care îl spuneți dumneavoastră. Nu trebuie să ardă focul ca să ne dăm seama că avem nevoie de mașini de pompieri. Bine, metaforic discutăm. Domnul Oprescu rămâne deocamdată în Grecia. Judecătorii așadar au respins această cerere de extradare. Mai este o informație foarte proaspătă tot de astăzi care privește un alt fost primar, este vorba despre Daniel Tudorache, care a condus sectorul 1, are un nou dosar, iată, vizând tarifele stabilite pentru Romprest, ar fi vorba despre un prejudiciu enorm, record chiar de 944 de milioane de lei, a plătit niște facturi umflate, înțelegem, și iată s-a calculat acest prejudiciu. Din nou, vorbim despre un primar care și-a asumat niște fapte, două dosare are în cercetare, așadar. Mihai Belu, și-a pregătit și domnul Tudorache reședința în Grecia.
Sau în Italia? Nu, cred că cazul ăsta va fi un dosar, eu putem spune în pariu aici toți patru, că o să ne mai aduce aminte de dosarul ăsta undeva pe 2030. Cam așa estimez eu, că ăsta e un dosar uriaș, nu știu, este un conglomerat de dosare din care cu greu în momentul ăsta cred că există cineva care să poată să spună un fir epic al dosarului. Eu estimez că undeva așa la 10 ani nu o să mai vorbim de dosarul ăsta și să ne amintim de el brusc dacă se va întâmpla ceva, achitare sau condamnare în dosarul respectiv. Dar de asta e o chestiune complicată acolo la sectorul 1 cu toate, cu gunoaiele, cu primăria, cu toată lupta asta politică. Ce să zic, văd că începe să crească ritmul la dosare. Se aud cum se apropie alegerile, cum se aude zgomot înfricoșător al cătușelor în diverse zone încinse. Da, gândiți-vă că faptele astea, deci DNA-ul cercetează acum fapte din 2012, doamnelor și domnilor, că iar ajungem la discuția despre cum merge justiția românească. Ce-o fi păzit acești procurori timp de 10 ani? E o întrebare care va rămâne probabil retorică. Abia acum s-au trezit că ce a făcut domnul Tudorache? S-ar fi acceptat la plată facturi cu tarifele ajustate în anul 2012 și la un moment dat ulterior unei decizii executorii a Curții de Conturi care solicitase în 2016 recuperarea sumelor achitate în plus. Deci ce ați făcut, domnilor procurori, pentru că așa scapă oamenii, da, de aceste dosare? Cercetați-le la timp. Cum s-o fi ajuns? Dar chiar dacă e din 2012, nu-i deja prescris. Păi asta spun, că deja discutăm despre chestiunea prescrierii. Exact. Curtea Constituțională a spus că nu ai voie pe care probabil cei care urmăresc dosarul și au toate detaliile din dosar poate să ofere un răspuns. Dumneavoastră ați spus că o fată din 2012, o decizie a curții din 2016, dacă mi-aduc bine aminte, probabil acest flux de lucru sau de anchetă nu e prescris, având în vedere că discutăm cât de chestiuni de după 2016. Că toate faptele se și prescriu. Dar ați spus că un prejudiciu record, și cred că este cel mai mare prejudiciu la nivel național, este constituit de ceea ce a însemnat achiziția de vaccinuri în guvernarea trecută. Discutăm de aproape 1 miliard de euro pe care statul român trebuie să-i plătească pe achizițiile nejustificate de vaccinuri făcute de fosta guvernare USR-PNL. Ăla e un prejudiciu care poate fi în cartea recordurilor. Bineînțeles că orice prejudiciu pe care îl avem din banii publici este un prejudiciu din banii românilor și trebuie tratat cu maximă seriozitate din punctul ăsta de vedere și recuperat. Vă rog. Bine, e ușor să vorbim astăzi, în contextul de astăzi, și să analizăm faptele de atunci. Atunci erau alte condiții. Pe de o parte, eu țin minte că fostul prim-ministru a explicat foarte clar cum au fost repartizate la vremea de atunci cotele pe fiecare țară și cum s-a luat această decizie pentru achiziționarea de vaccin. A fost recomandarea Ministerului Sănătății și primul ministru a aprobat, normal. E o discuție și aceasta. A explicat-o foarte clar, Florin Câțu, la vremea respectivă. A explicat-o, dar n-aș califica-o chiar ca o explicație clară. A dat o explicație. Bine, asta rămâne de clarificat tot la nivel de... Clar, cred că pot stabili alții, nu noi, la ora actuală. Păi asta spuneam, că e și asta în anchetă. Haideți să mergem mai departe să discutăm puțin și un alt subiect. Iată, Netflix intenționează să difuzeze reclame în condițiile în care cu toții plătim abonament deja. Domnule Pufu, ce înseamnă asta? Pentru că s-a discutat despre taxa Netflix, care mai ridică și asta prețul pe care îl plătim. Dacă intervine și pe piața de publicitate, cum vedeți lucrurile? Da, eu am preluat această inițiativă, e drept că mi-au trebuit 2-3 zile să reușesc să-l documentez și să am câteva idei în plus și aș vrea să spun ce înseamnă industria de media la ora actuală în România, pentru că foarte puțin se vorbește de ea, pentru că nu poate ea să vorbească despre sine. Această industrie înseamnă anual un buget de 600 de milioane de euro, cu peste, cred că 20.000, 30.000 de angajați și 100.000 de entități media care prestează în această industrie și care plătesc taxe și impozite la bugetul de stat.
anual și lunar, constant. În contextul în care îmi apar alți jucători în piață, care în România sunt, au 2 sau 3 sau 5, maxim 10 reprezentanți, banii din aceste abonamente se duc în afară, deci nu sunt și nu creează plus valoare în România, atunci eu, ca și legiuitor, sunt obligat, pe de o parte, într-adevăr, să asigur un cadru legislativ neutru, echidistant și în conformitate cu o piață liberă, dar pe de altă parte mă întreb dacă putem să protejăm cumva această industrie, pentru că dacă noi mai renunțăm și la această industrie, cum am renunțat la altele, înseamnă să renunțăm la un buget anual de 600 și ceva. Domnul senator, aici aș vrea și salut inițiativa și vă ofer tot sprijinul, dar aș vrea să înțelegem foarte clar dacă în ăștia 600 de milioane de euro este inclusă și partea aia de publicitate pe care o facturează platforma digitală în Irlanda cu 1%, cum e Google-ul sau Facebook-ul, deși atât comanditarul reclamei cât și clientul care vede reclama sunt din România și practic platformele astea mari digitale nu plătesc nici TVA, nu plătesc nici niciun fel de impozit în România. În 600 de milioane, când m-am referit la 600 de milioane, 600 de milioane înseamnă bugetul de publicitate pe care îl are la ora actuală industria media. Da, aceasta convențională. Și aici mă refer, pentru că pericolul este și pentru partea audiovizuală, dar și pentru online. Pentru faptul că toate vor fi afectate. Eu nu spun să îngrădim dreptul de a intra. Asta cu siguranță va reieși în cadrul unei analize pe care și evaluări pe care o voi face în toamnă. Vreau să o pregătesc foarte bine, pentru că trebuie să justificăm și să spunem odată pentru totdeauna ce înseamnă această industrie de media în România. Văd că se vorbește de industria Horeca, de alte și alte industrii. Trebuie să spunem foarte clar care este impactul bugetar al acestei industrii și să vedem în ce măsură reușim să o protejăm. Să asigurăm condiții egale, pentru că televiziunea asta, spre exemplu, plătește TVA-ul în România, plătește impozit și vine Google sau Facebook care ia plătesc 1% în Irlanda. Păi ce concurență e asta? Unde e concurența? Da, dar ce s-ar putea face concret? Care ar fi măsurile, domnule Pufu? La ce v-ați gândit? Că bănuiesc că nu poate fi restricționat accesul la piața de publicitate. Nu. Vom, în primul rând, am deschis această dezbatere. Pe de o parte, să evaluăm exact și pe de altă parte să venim cu niște reglementări în fața unui eveniment ce va fi să se întâmple. Pentru că de cele mai multe ori, toate reglementările care s-au făcut, cel puțin în zona acestei industrii, s-au făcut după ce s-a întâmplat ceva. Și atunci a fost mai greu. Toate lucrurile care nu funcționează, tocmai din acest motiv s-au întâmplat, pentru faptul că s-au peticit colo și colo, dar în fapt evenimentul a avut loc. Drept urmare, în toamnă voi supune în cadrul Comisiei pentru Cultură și Media acest subiect, voi spune analizii, acest subiect și împreună să luăm această decizie, bineînțeles, invităm la discuții și pe reprezentanții jucătorilor din România, pentru că eu mă refer aici la presa audiovizuală, online, dar și regională și locală, pentru că toate sunt implicate. Este o privire de ansamblu. Toate vor fi mai mult sau mai puțin afectate de acest lucru. Și mai departe s-ar putea să se ajungă la jurnaliști concediați, nu-i așa? Pentru că venituri mai mici platformele de media, în asta se traduce. Eu dacă aș fi antreprenor media la ora actuală, m-ar trece un fior. Pentru că lucrurile, dacă degenerează, vă știți că se vor întâmpla foarte abrupt. În momentul în care va intra o astfel de platformă și va vinde publicitate, va schimba și conceptul, pur și simplu, de organizare la ora actuală. De ce? Pentru că nu vor mai vinde la GRP, vor vinde la RAN, la RAN-uri, adică la cât de mult este vizualizat, la numărul de vizualizări, mai precis, la fiecare, eu știu, produs în parte. Și atunci este mult mai fidel, pe de o parte, și pe de altă parte,
mult mai aplicat și mai direcționat. Deci bătălia va fi mare și inclusiv cu agențiile de publicitate. Deci până la urmă, ca o concluzie, ideea este cum facem, bineînțeles, armonizat cu directivele europene pe care trebuie să le respectăm, dar să ne protejăm această industrie, cel puțin până când începem ușor, ușor să trecem și noi către aceste noi oportunități și noi ferestre deschise din revoluția aceasta digitală. Până la urmă nu o să ne putem opune avansului tehnologic, dar eu am spus de mai multe ori că noi forțăm digitalizarea. Este extraordinar, digitalizăm tot. Dar ea vine cu multe neajunsuri. Pe de o parte rezolvăm foarte multe lucruri, dar pe de altă parte vom avea și multe neajunsuri. Da, domnule Balanici, înainte de pauza de publicitate, merită o dezbatere pe acest subiect, pentru că e vorba de foarte mulți bani și e vorba despre o inițiativă, iată, care ar văduvi o industrie destul de mare în România, da, de mulți bani. Este clar că se impune o dezbatere și se impune o dezbatere cu toți factorii interesați de acest subiect, atât cei care operează în piața de media, cât și parte de decidenți și așa mai departe și inclusiv parte de consumatori din punctul meu de vedere. Pentru că trebuie să avem o reprezentare și din această perspectivă. Da, e adevărat că domeniile sunt, să spunem, tangențiale, dar sunt sub o sferă de influență reciprocă destul de mare din punct de vedere al pieței de publicitate. Pentru că și aici nu aș vrea să intru în foarte multe detalii tehnice. Cu siguranță publicitate sau ar exista un interes de spațiu de publicitate pe o platformă cum este Netflix-ul din partea unora, care poate ar fi în detrimentul altor operatori din media. Și aici lucrurile trebuie tratate la modul serios. Dar vreau să subliniez pe această chestiune, este vorba și de consumator și de client. Cred că românii astăzi nu sunt și nu-și doresc ca să vadă publicitate pe platformele de streaming, mai ales că deja plătesc pentru acest serviciu și deja este un business pentru compania respectivă. Nu știu dacă o să putem sau nu să interzicem noi, asta e o discuție care e la nivelul, poate ajunge până la nivelul Parlamentului din această perspectivă, dacă se poate interzice sau nu publicitate pe platforme de streaming, cum este Netflix-ul. Dar este clar că este un subiect de dezbătut și e bine de luat, abordat din timp, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnul Puf. Bun, luăm publicitate câteva minute și apoi ne întoarcem și cu alte subiecte. Iată, Ilie Năstase vrea să aibă statuie în Parcul Herăstrău și muzeu, dacă se poate. Ce i-a răspuns Nicușor Dan, vă spunem imediat. Ilie Năstase vrea statuie în Parcul Herăstrău și nu doar statuie, dar și un muzeu, pentru că a făcut o analiză domnul Năstase și a constatat că acolo în Parcul Herăstrău sunt niște statui, vai de capul lor, ca să-l citez. Nicușor Dan nu a fost de acord cu acest proiect. Ce ziceți, domnule Balanișcu? Merită domnul Ilie Năstase un muzeu și o statuie și așa se dau statuile și... Vă rog. Eu zic în primul și în primul rând că bucureștenii merită niște parcuri amenajate și puse la punct și gospodărite cum trebuie. Că acum dacă mergem prin Herăstrău, au reușit să tundă o parte din gazon, dar restul este sub orice critică și nu numai Herăstrău, ci mai multe parcuri din București. Și este păcat. Adică din punctul ăsta de vedere, cred că asta ar trebui să fie prioritatea. Despre cum arată parcurile din București și ce face primarul din punctul acesta de vedere. Este rușinos astăzi să te primi prin parcurile din București, din păcate. Și ar înfrumusețat cu ceva un muzeu și Eu cred că primul pas ar trebui să fie acela de a gospodări bine parcul. Fie că discutăm, dacă luăm Herăstrău, că ăsta este în discuție. Chiar acum, nu de mult, am trecut din nou prin Herăstrău. Băncile sunt de pe vreme, cred că dinainte de a mă naște eu, da? Și vopseaua pe ele au fost date, cred că când înainte de a se naște fetița mea, ultima vopsea. Gazonul nu este întreținut de nicio formă. Tot ce înseamnă arborii și plantele de acolo, la fel. Aleile de acolo. Deci este sub orice critică. Este mai mare rușine să, practic, asistăm la o distrugere a unui simbol al Bucureștiului. Parcul Herăstrău este un simbol al Bucureștiului. O să vorbim despre asta un pic mai târziu, dar să ne lămurim cu domnul Ilie Năstase. A fost la dânsul, zice, povestește momentul în care a cerut audiență cu proiectul meu, care este foarte frumos.
M-a primit și am explicat ce vreau să fac. Dânsul a spus că nu crede că se poate face, pentru că este vorba despre un parc cu verdeață, care verdeață cam lipsește, zice domnul Balanișcu. Mihai, dacă ne uităm, acum a început să se usuce și puțină iarbă care mai erau acolo și buruină. Clar, și Ilie Năstase, și Hagi, și Nadia, și nu știu, mulți alți sportivi, poate și Simona Halep, ar merita să aibă o statuie. Pe de altă parte, nu știu, la Ilie Năstase stau și mă gândesc așa că tot a încercat în diverse zone astea, cu Academia de Tenis, cu, în general, în zona de nord, așa, cu un teren, cu o donație, cu o fundație. Nu, o statuie clar merită Ilie Năstase și aici rămâne de văzut care primar își va asuma să facă lucrul ăsta. Vedem cum, în niciun caz nu cred că Nicușor Dan, și mai ales că aici trebuie făcut o distinție, care eu țin să o fac de fiecare dată. În momentul ăsta, ce înseamnă administrația lacuri, parcuri, agrement și administrația spitalelor din București, ele sunt ale USR. Plus, chiar, pentru că este, încă nu și-a exprimat poziția clară prea curatul Vlad Voiculescu cu privire la apartenența la RPR, USR Plus, dar astea două componente a administrației din București sunt gestionate de USR. Adică este în momentul de față, pe lângă primăria din Bacău, Brașov și Câmpul Lung Mușel, sunt chestiuni demonstrative unde putem să ne uităm să vedem dacă USR-ul poate să performeze în administrație sau nu poate. Așa, și Timișoara, corect. Dar în ceea ce privește Bucureștiul, sincer nu aș deconta eșecurile pe persoana lui Nicușor Dan, deși există tendința respectivă, nu. Astea două bucăți, spitalele și parcurile, s-au dus acolo, se ocupă USR-ul, este un fel de stat în stat în cadrul primăriei București. Domnule Vlad Pufu, ce spuneți de această pretenție a lui Ilie Năstase să-i se pună o statuie la intrarea în parcul Herăstrău și un muzeu dedicat domniei sale? Eu, cu riscul de a supăra pe unii, am să spun următorul lucru. Eu nu văd nicio extravaganță în ceea ce își dorește și susține domnul Ilie Năstase. Domnul Ilie Năstase, ca și alți sportivi din România mari, pe care îi avem și slavă Domnului, bine că îi avem, au demonstrat în dreptul lor că pot face lucruri mari. Ba mai mult decât atât, au reprezentat România cu cinste. Sunt oameni care s-au îmbrăcat cu drapelul României și ne mândrim și ne-am mândrit cu ei. Acum, noi, de fiecare dată, avem talentul ăsta de a bagateliza cam tot. Lui Gică Hagi îi cerem să fie academician. Lui Ilie Năstase îi cerem să fie general. Și așa mai departe. După părerea mea, ar fi o bună inițiativă și mă întreb de ce n-au făcut-o până acum cei de la Ministerul Sporturilor, ca într-unul dintre parcuri să facă o suită de astfel de, nu știu, de statui, și nu știu dacă neapărat statuile sunt oportune la ora actuală ca proiect. Dar nu văd nicio extravaganță. Ei oricum, România, nu au fost recunoscuți, pentru că sunt foarte multe cazurile, și nu vreau să dau exemple dintre ei, în care federațiile nu i-au ajutat cu nimic. Deci aportul statului român la performanța lor a fost aproape egal cu zero. Și vă dau exemplu fetei care a câștigat acum Wimbledonul la juniori, care n-a fost ajutată cu nimic și s-a dus acolo și a reprezentat România cu cinste. Noi trebuie să facem către ei și pentru ei foarte multe lucruri, pentru că le suntem datori. Dacă eu îl apreciez din punct de vedere academic acum, cum văd că asta riscăm pe unul dintre ei sau pe toți și le cerem lucruri pe care, cum să zic, nu le-au putut și nu le pot face. Nu au fost evaluați pentru asta. Performanța lor nu s-a referit la asta. Atunci, normal că o să considerăm extravaganțe și exotisme cam tot ce... Da, cum mi se pare explicația lui Nicușor Dan, că e un loc cu verdeață să nu-l stricăm? Adică, cu ce ar strica niște statui? Vă rog. Eu n-am spus neapărat statui, dar niște, un proiect pe care să îl dezvolte Ministerul Turismului, Ministerul Sporturilor și Tineretului, eu cred că ar fi binevenit din punctul acesta de vedere. Și aș vrea să-i aduc aminte colegului de platou, domnul Bălăjnicu, că... Balanișcu.
de la Primăria Capitalei a trecut și doamna Firea. Adică nu e doar Nicușor Dan, iar băncile alea spuneți că sunt de când dumneavoastră nu erați. Deci erau toate oportunitățile din lume să poată să se schimbe băncile alea. Da, observație foarte bună, am zis. Eu v-am spus că e un război acolo în PSD, numai că... Da, avea și doamna Firea oportunitatea de a mai schimba din băncile alea. Doamna Firea a făcut vopsi. Din acest punct de vedere mai multe decât nici nu poate fi comparată cu domnul Nicușor. Arăta mai bine parcurile pe Eu acum Firea. Înțeleg, ați prins domnul Pufu o linie așa, ca să puteți să împingeți un pic bățul prin gard. Dar să nu uităm că Nicușor Dan este primarul Bucureștiului, cu sprijinul colegilor noastre din PNL și promovat și susținut de USR. Cam aici sunt realizările. Dacă dumneavoastră vreți să mascăm nerealizările lui Nicușor Dan și să începem o comparație cu mandatul unui om care a făcut pentru București, și aici mă refer la doamna Firea, putem să avem și să discuția aceasta. A pierdut alegerile de bine. Și uitați astăzi, dacă ne uităm un pic pe cifre și pe sondaje, bucureștenii regretă că l-au votat pe Nicușor Dan. Dar nu mai este mult timp și o să fie schimbat din această perspectivă, pentru că este păcat de București, că are un primar așa cum este Nicușor Dan și am mai spus-o și o să spun de fiecare dar dată. PSD-ul este sigur cel mai prost primar pe care l-a alegeri avut pe Gabriela Firea. Eu am văzut și dumneavoastră că ați mai încercat și la început emisiunii să încercați să prezentați că ar fi probleme în PSD, dar nu sunt probleme în PSD. Până în momentul acesta nu cred că ați văzut vreo chestiune legată de contradicții la nivelul intern de partid sau alte chestiuni legate de tabere. Suntem un partid social-democrat, care ne-am asumat că intrăm la guvernare în această perioadă dificilă, avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinim din punctul ăsta de vedere și încercăm să facem cele mai bune măsuri. Noi am spus partidul ca București să scape de doamna Firea. Acum domnul Nicușor Dan mai are 2 ani de mandat. Eu vă spun că domnul Nicușor Dan este destul de conectat. Faptul că la voi asta sunteți mulțumit de Nicușor Dan ca primar al municipiului București? Vă întreb direct. Sunteți mulțumit de performanța lui ca primar? Nu suntem mulțumiți nici noi și cum nu sunt mulțumiți nici bucureștenii, dar nu pot să-l fac mai vinovat decât este, pentru că sunt lucruri care se puteau face. Spuneți-mi trei chestiuni pe care le-a făcut, vă rog frumos, domnul Pufu, trei lucruri pe care Nicușor Dan le-a făcut pentru București în mandatul acesta, în această bucată de mandat. Trei chestiuni semnificative pentru orașul București. Trei însemnând că a făcut 1 la 7 luni de zile, a făcut o chestiune pentru oraș. Eu preiau o declarație a dânsului prin care a spus că a lucrat mai mult la lucruri care nu se văd. Și mă gândesc că a plătit datoriile doamnei Firea. Da, apropo de asta... Lucrurile la vedere au fost pe vremea mandatului doamnei Firea. Ne-am distrat, am dansat... A făcut bine, dar nu se vede. Am înțeles, domnul Pușu. Putem să spunem că... Întrebați-i pe bucureșteni cât simt binele făcut, binele ăsta ascuns făcut de Nicușor Dan. Bine, să pregătim, colegi, o postare. Instituția Prefectului Municipiului București ne informează, sau mă rog, ne-a informat acum 3 ore, ce s-a întâmplat în urma controlului declanșat de către domnul Toni Greblă în Parcul Cismigiu. A dat și niște amenzi de 20.000 de lei, 24.000 de lei, înțelegem, pentru că au constatat că mobilierul Parcului Cismigiu, bănci, făișoare, era deteriorat și murdar, locurile de joacă pentru copii prezintă risc de accidentare, iar aleile parcului sunt deteriorate cu gropi și crăpături în asfalt. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a aplicat o amendă de 4.000 de lei la administrația Lacului Parcului. Mi se par niște amenzi absolut derizorii. Cred că mai sunt la curent cu schimbările, deși rar mi se întâmplă la... Au făcut rocada cumva Toni Grebu la NPC și Horia Constantinescu e prefect? Sau ce a căutat prefectul în aceste imagini? Că sunt niște imagini de campanie electorală asta, așa cu caietelul, stă unul și notează, adică lipsesc doar niște oameni cu baloane și aș fi crezut că s-au declanșat alegerile pentru vreun sector, pentru București. Dar nu înțeleg de ce se concentrează domnul Toni Grebla doar pe Cismigiu. De ce nu se duce și în Herăstrău și în celelalte parcuri? Sau... Deci o să duce Niore la colegul dânsului partid. Adică da, e o bătălie până la urmă parcurile, da, sunt neglijate. Domnul Nicușor Dan ar trebui să-și îndrepte atenția spre acestea, pentru că a fost criticat intens și nu e primul an când se întâmplă asta. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiză. S-a terminat emisiunea. Rămâneți pe B1 TV, urmează știrile. O zi liniștită să aveți!